Bună ziua, bine v-am găsit. Suntem pe data de 23 mai 2023 și în filmul anterior, care o să-l pun înaintea lui ăsta, acum depinde fiecare cum se uită, am izolat matca fiindcă mi s-a părut că nu prea se vindecă, dar surpriză mare la al doilea. Surpriză mare la al doilea, fiindcă pe fundul răzii mai sunt 3-4 larve de vărus. M-am uitat la alea 3 rame și nu-mi vinea să cred ceva. Cuietul foarte, foarte bine ancorat, sănătos. Ia uitați! Ia uitați aici, cuietul e sănătos. Deci, dacă uitați la filmul anterior, mai sunt, uite aici, celule cu vărus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cam 15 celule cu vărus în toată această ramă. Dar puietul a început să fie compact. Nu venea să cred. Mă, chiar așa, hai să mă uit pe fund. Stați să vedeți, suntem în 23. Colonia se vinde. Deci această colonie se vinde de puietul vor. Așa că la aceasta nu mai izolez mare. Văzând acest lucru, deci fundul e aproape curat, mai sunt pe aici colo. Mai și spate afară, într-adevăr, da? Dar 15 pe o parte, 15, 30 și așa frumos puietul. Parcă am prins curaj. Deci în ziua cu numărul 13 arată bine. Ăsta se vindecă în 21 de zile. Acesta îl consider slup aproape vindecat. Mare surpriză la această colonie. Mă uit bine, nu m-am mai uitat de 2 săptămâni la ei. Continui cu siropul, fiindcă se va vindeca. Bun. În partea cealaltă mai am izolat matca. Acum, acolo e mult mai gravă situația, o să vedeți în filmul anterior care se uită. Dar au fost tratați cam paralel. Cam paralel, acolo probabil infecția a fost mai mare. Aici lucrurile stau foarte bine. Foarte, foarte bine stau lucrurile la această colonie. Și la început aceasta părea mai infectată ca aceea. Iată, deci puietul e aproape compact. Aproape, aproape. Bun. Bun. Bun, dincolo am ales o metodă extremă. Acum îi rămâne de văzut această colonie. Deci asta se vinde. Asta zic eu încă 10 zile se vinde, că nu mai e nicio problemă cu ea. Dar vom vedea, vom vedea. Deci o urmăresc. Haideți să vă arăt fundul, că așa doar vă zicând, n-am mai curățat fundul că nu mai am voie să ridic aproape deloc, dar din cauza problemelor de sănătate n-am voie să ridic. Am fost pe la urgență, așa. Haideți să vă arăt. Fundul aproape curat. Curat.
Am să iau telefonul. Am să vă arăt. Super fain dacă se poate așa ceva. Bun. Mergem aproape. Să vedem. Iată acolo, cam atâta mai. Și nu știu câte zile sunt de când n-am mai curățat fundul. Sunt câteva zile. Dar e o surpriză uriașă. Îmi place ce văd. Deci ăsta se vindecă. Continui cu siropul, cu borcanul. Perfectă treaba. Perfectă treaba. Azi m-am cam necăjit așa un pic pe ele, că m-am cam săturat de văros, dar ăsta arată bine. Bun. Deci acum am văzut cum arată. Arată foarte frumos. Mă uit și pe ultima ramă să văd dacă are puie. Are și pe aceasta. Cerulele sunt frumos ouate. Bun, arată bine. Arată bine, bine de tot ăsta. Acum parcă îmi vine să-i dau drumul dincolo la matcă, dar nu o voi face. Nu o voi face, fiindcă este o altă metodă de a scăpa de văros. Deci în momentul în care văd că, adică este un, cum să zic eu, un reper. Este un reper pentru mine. Acum mai las un pic de spațiu, că ăsta se vinde că intră în frigul roitului. Dar... Dar e surpriza mare. Deci continuăm cu tratamentul, să-i aduc hrană proteică lui ăsta. Dincolo nu-i mai dau, lui ăsta-i dau. Bun, foarte fain. Bun, nu o să mai lungesc filmul, îi pun turta proteică, i-am lăsat cele două rame pe care am strâns, eu îi le las. Acum vin cu turta proteică, sirop și va fi bine. Iau reperul aici la borcan să văd cam cum pun borcanul. Sincer, nu-mi vine să cred. Foarte fain. 13 zile s-a îmbunătățit extrem starea acestei colonii. Bun, vin cu catul. Mă duc să-i aduc și turtă proteică. Cam atâta vă arăt. Deci ziua 23, stupul cu numărul 2, ăsta se vindecă. Probabil o să vindece și ăla de la... Acum durează mult până îl pun pe picioare, o să-i schimb matca. Ăsta are șanse, totul e în regulă, zic eu. Până data viitoare, numai bine!